Salutare! Ne-am întors astăzi cu ultimul antrenament din pregătirea pentru Valahia. O să facem un antrenament de descărcare de tipul prime. O să facem cam două exerciții pentru fiecare grupă musculară de sus, două pentru umeri, două pentru pectorali. Am trece la treabă. O să începem cu primul exercițiu. Facem fluturări la aparat ca să aducem sângele în pectoral și să-l întindem, să ne încălzim bine. Apoi o să facem ceva de împins. Nu o să facem cu greutăți mari, nici până la epuizare. Trebuie doar să descărcăm mușchiul și să aducem sânge în mușchi. Hai să începem. Op. Perfect, am terminat cu primul exercițiu cu fluturările și o să facem presa asta pe cabluri. O prefer pe aceasta deoarece tensiunea e constantă și riscul de accidentare e mic, putem să controlăm. Hai să începem! Perfect, am terminat cu pieptul, o să trecem la următoarea grupă musculară, o să facem spate, o să facem tracțiuni la helcometru, dar o să facem puțin aplecați pe spate pentru partea superioară și apoi o să facem un exercițiu și pentru dorsalii inferiori. Hai să începem! Am terminat la tracțiuni la helcometru și acum o să facem și un exercițiu de ramat ultimul la spate. O să facem cu ambele mâini. Prioritatea nu e foarte mare, dar avem multe contracții. Haideți să vedem. Ia. Trecem la următoarea grupă sau grupe, o să facem brațe și ca să ținem tensiunea constantă și sângele în mușchi, o să facem superset. Extensii la sfoară,
cu flex și cu bara dreaptă, amândouă la scripete. Hai să începem. Personal, destul de extenuat, pentru că după un bump up de carbo, astăzi, mâine să fie o daună totală, cam 8 mese de carbo, undeva la 850 de grame de carbo, astăzi am 450, practic mâine se va dubla, cu plus minus 50 de grame, și o să fiu toată ziua numai în casă, evident veți vedea la mine în vlog totul, așa că hai să începem seria, o să facem ciocane, eu o să fac ridicări deasupra capului, mai exact extensiile, un super set. Challenging, orice pregătire de concurs, țineți cont, poate mai puternici, mental, pentru deciziile care să luați și orice cum acționați, să fiți mult, mult mai disciplinați și mult mai controlați asupra voastră. O să vă spun și colegul meu de echipă, Cosmin. Of, greu cu pregătirile astea, dar o să ne vedem duminică pe scenă. Și apoi, cred că facem un plan pentru off-season, așa că abonați-vă la canal, urmăriți-ne și nu uitați, cele mai bune suplimente de pe piață, prime și accesorii de sală, vă așteptăm!